Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor a accesat fonduri europene de 3 milioane de euro prin care au fost modernizate stațiile pilot de carne, lapte și bere. Stația pilot de bere, care a funcționat timp de 24 de ani până în momentul Revoluției de la 1989, a fost retehnologizată în cadrul acestui proiect de ansamblu, presupunând costuri de 250.000 de euro. Stația conține echipamente de fermentare și 4 tancuri de răcire, fiecare permițând producerea a 2,5 hectolitri de bere într-o singură șarjă. Cu aceste echipamente se pot obține 5-6 sortimente de bere care pot fi comercializate doar în cadrul universității. Bineînțeles că se poate scoate și berea nefiltrată, pentru că nu o filtrăm, dar poate fi, cum a spus doamna profesor, bere din grâu și beri cu mai mult sau mai puțin alcool, în jur de 5% sau mai mult de 5%. Și sperăm ca în viitor să luăm și un prăjitor de malți pentru a scoate bere brună. Studenții masteranți fac practică în cadrul acestei stații pilot, unde aceștia învață etapele tehnologice ale producerii berii. Malțul este în prealabil măcinat la acea vară, are loc aici flămădirea și în același timp și filtrarea. Berea filtrată apoi este trimisă în acest tank de fierbere, unde are loc fierberea și după etapa de fierbere urmează răcirea berii. La prezentarea noii investiții au fost prezenți și reprezentanții instituțiilor care se ocupă de controlul sanitar veterinar al produselor obținute și care au rămas impresionați de faptul că studenții au posibilitatea să facă practică cu echipamente moderne. Înseamnă, pe de o parte, training și înseamnă, pe de altă parte, research, adică cercetare. Dar toate acestea se încununează la nivelul studentului care pășește cu încredere pe lespedele acestei facultăți și se gândește, evident, un student nu se poate gândi decât în primul rând la el, să-și facă o carieră. Proiectul va fi finalizat la sfârșitul anului, iar berea produsă nu are încă un nume.